Și sărbătoarea azimelor, numită Paștele, se apropia. Și preoții cei mai de seamă și călturarii căutau cum să dea la moarte pe Iisus, căci se temeau de popor. Atunci Satan a intrat în Iuda, pe numea Iscariotianul, care era din mărul celor 12. Și Iuda s-a dus și s-a înțeles cu preoții cei mai de seamă și cu căpitanii cum să-l dea în mâinile lor. Și ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani. Și el a promis și căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor în lipsa mulțimii. Apoi a venit ziua azimelor în care trebuia să fie jertfit Paștele. Și el a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Ei au zis, unde vrei să le pregătim? Și el i-a zis, iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și îi spuneți stăpânului casei. Învățătorul îți zice, unde este camera de oaspeți în care voi mânca Paștele cu ucenicii mei? Și vă va arăta o cameră mare de sus, gata pregătită. Acolo să pregătiți. Când s-au dus, au găsit așa cum le spusese și au pregătit Paștele. Și când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă și cei 12 apostoli împreună cu el. Și le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de a suferi. Căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca până când se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat un pahar, a adus mulțumiri și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun, nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine, a mulțumit și a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta în amintirea mea. Tot astfel le-a dat și paharul după ce au mâncat zicând, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Și fiul omului se duce după cum a fost hotărât. Dar vai de omul acela prin care este trădat el. Și au început să se întrebe unul pe altul care din ei să fie acela care ar face lucrul acesta. Și s-a iscat și o ceartă între ei ca să știe care dintre ei să fie socotit cel mai mare. Și le-a zis, regii neamurilor stăpânesc peste ele și cei ce au autoritate peste ele sunt chemați binefăcători. Dar iată între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai tânăr și cel care conduce ca acela care slujește. Căci care este mai mare, cel ce stă la masă sau cel ce slujește? Nu este cel care stă la masă? Și eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele și eu vă rânduiesc împărăția așa cum mi-a rânduit-o și mie Tatăl, ca voi să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronul judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și Domnul a zis, Simone, Simone, iată Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta și după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi. Și el i-a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Iar el i-a zis, Petru, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști. Și el i-a zis, când v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și i-au zis, de nimic. Atunci el i-a zis, acum, cine are o pungă să o ia și la fel și traista și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere una. Căci vă spun că trebuie încă să se împlinească în mine aceste cuvinte scrise. Și el a fost socotit în numărul celor nelegiuiți, căci lucrurile privitoare la mine au un sfârșit. Și ei au zis, Doamne, iată aici sunt 2 săbii. Și el a zis, este destul. Și după ce a ieșit, s-a dus ca de obicei spre muntele măslinilor și ucenicii lui l-au urmat. Și când a ajuns la locul acela, el a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat și s-a rugat zicând, Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Și acolo i s-a arătat un înger din cer întărindu-l și fiind în agonie s-a rugat și mai fierbinte și sudoarea lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și după ce s-a sculat de la rugăciune și a venit la ucenicii săi, a găsit dormind de întristare. Și el a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și pe când vorbea el încă, iată că a venit o mulțime și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor și s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Dar Iisus i-a zis, Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului?
Cei ce erau în jurul lui văzând ce se întâmplă, i-au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Iisus a răspuns și a zis, lăsați, până aici. Și el i-a atins urechea și l-a vindecat. Atunci Iisus a zis preoților celor mai de seamă care veniseră la el, ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Atunci au pus mâna pe Iisus și l-au condus și l-au dus în casa marelui preot. Și Petru l-a urmat de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut împreună. Petru ședea și el în mijlocul lor. O slujnică, văzându-l pe când ședea la parafocului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat de el zicând, femeie, nu-l cunosc. Și după vreme l-a văzut altul și a zis, și tu ești unul dintre ei. Dar Petru a zis, omule, nu sunt. Și după ce a trecut cam un ceas, un altul întărea cu convingere zicând, într-adevăr și omul acesta era cu el, căci este galilean. Dar Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată pe când vorbea el încă a cântat cocoșul. Și Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului și cum îi zisese, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și oamenii care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. Și după ce l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, profețește, cine este cel care te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat împreună bătrânii poporului, preoții ce mai de seamă și cărturarii și l-au dus la sinedriul lor zicând, dacă ești Hristosul, spune-ne. Și el a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede și dacă și eu vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și i-au zis cu toții, deci tu ești fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, voi înși vă ziceți că eu sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit-o din gura lui. Amin. Ne-am uitat data trecută la momentul în care vine Iuda însoțit de ceata trimisă de marii preoți cu făclii, cu felinare, cu arme să îl aresteze pe Domnul Iisus. Ne-am uitat și la relatarea paralelă din Ioan, pentru că Ioan este cel care ne dă câteva detalii unice. Fiecare evanghelist ne oferă anumite detalii și împreună vedem o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat acolo în momentele acelea, în punctul acela culminant din acea noapte. Dincolo de întâlnirea între Iisus și fostul lui ucenic, fostul lui apostol Iuda, este marea întâlnire între Iisus și Satan. Pentru că acolo era un război spiritual care depășea cu mult sfera fizică. Domnul Iisus știa lucrurile astea. Simțea apropierea lui Satan până la urmă când spune în Ioan 14 că nu mai vorbește, își încheie discursul acolo. De ce? Pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. Când a fost timp de aproape 2 sau în jur de 2 ceasuri ispitit, el de fiecare dată s-a supus voii Tatălui. Și în momentul în care apare gloata aceasta, mulțimea asta, ceea ce implică un număr mare, mult mai mare decât al ucenicilor lui, Ioan ne spune că Iisus, care știa ce are să se întâmple, le-a ieșit în întâmpinare. Și acolo se întâmplă 2 lucruri. El se interpune între această mulțime care venise să-l aresteze și ucenicii lui. Și chiar le spune, dacă pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să plece. Și el arată dragostea aceea de păstor care își protejează oile, care se pune între pericol și oile lui. Dar dincolo de atitudinea aceasta de protecție a
vieții fizice, a integrității fizice a ucenicilor lui, Domnul stătea înainte ca marele păstor al oilor, a tuturor oilor lui, a tuturor aleșilor lui. Și de asta el le iese înainte și îi întreabă pe cine căutați. Ei spun pe Iisus din Nazaret. Și când el spune eu sunt, ei se dau câțiva pași în spate și cad pe spate, pur și simplu de la puterea cuvintelor lui. El arată cine este acest eu sunt care stă înaintea lor. Dar în orbirea lor și în ura lor față de el, nu se sperie, nu iau la fugă, ceea ce arată că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost un miracol. Nu a fost doar... nu s-au dat în spate doar de frica aceea de, de el și de autoritatea vocii lui, pentru că ei se ridică și nu o rup la fugă, ci din nou se apropie ca să-l aresteze. Și Domnul întreabă de o oră, pe cine ziceți că căutați? Pe Iisus din Nazaret. V-am spus că eu sunt acela. Dacă pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să plece. Și atunci ne spun toți evangheliștii că vine Iuda. Se apropie de Iisus și îl sărută. Aceasta este marea întâlnire, cea mai apropiată întâlnire, dacă vreți, între din punct de vedere fizic, da? între Iisus și Satan. Și tocmai semnul acela ales de Iuda, călăuzit de Satan ca să-l arate, să-l identifice pe Iisus, este culmea trădării și a batjocorii pe care Satan o face față de ceea ce este mai pur, dacă vreți, în relațiile dintre oameni. Este o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu și a oamenilor. De aceea, sărutul lui Iuda devine un simbol cumplit al trădării cele mai de jos, cele mai josnice. Aș vrea să continuăm studiul, pentru că data trecută n-am reușit decât două versete să acoperim și în ritmul acesta cred că Mihu o să ne citească Luca 22 până o să-l reținem pe din afară verset cu verset. Dar sunt niște evenimente atât de complexe și atât de drastice, atât de dramatice, încât chiar trebuie să rămânem cu reflectorul, cu lupa pe ele. Acum aș vrea să vedem reacția ucenicilor, care până atunci au fost doborâți de întristare, au adormit în timpul în care Domnul era muncit în acele două ceasuri de rugăciune. Și când îl văd pe Iuda și când îl văd în mijlocul mulțimii astea care evident avea intenții rele față de Iisus, spune Luca, cei ce erau cu Iisus în versetul 49 au văzut ce avea să se întâmple. Acum, din nou, țineți minte că Iisus le-a ieșit în întâmpinare mulțimii acesteia, lăsându-i pe ucenici cumva mai în spate. Dar ei își dau seama de ce se întâmplă și vin la Iisus, îl înconjoară pe Iisus pentru că își dau seama că este el în pericol. Da? Și îl întreabă, Doamne, ce să facem? Să lovim cu sabia? Acum, dacă înainte Iisus a încercat să se interpună între pericol și ei, de data asta ei cumva încearcă să-l protejeze pe Domnul lor, pe învățătorul lor. Și cum ar putea să facă ei asta? Da? Să facă un zid uman între Domnul și cei veniți să-l aresteze? Până acum, în toată perioada de când i-a chemat Domnul și de când au umblat împreună cu Domnul, păstorul e cel care și-a protejat oile. Nu-i așa? Din dragoste pentru ele. Și acum iată că ei îl văd pe Domnul în pericol și simt că ar avea nevoie de protecția lor. Asta este atitudinea lor și e descrisă prin cuvintele cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple. Mi se pare interesant pentru că asta e diferența între om și Dumnezeu. Ioan spune Iisus care știa ce o să se întâmple, le-a ieșit înainte. Și oamenii nu pot decât să reacționeze când sunt puși în fața faptului împlinit. Și de multe ori acțiunea noastră este pripită, este negândită, este firească. Pe când fiecare mutare, fiecare atitudine, fiecare vorbă pe care Domnul Iisus a făcut-o
cunoscând ce avea să se întâmple. Și chiar și în evenimentele pe care, la care invităm astăzi, o să vedem controlul lui absolut și faptul că își rezervă timp, chiar dacă e vorba doar de câteva secunde, poate ca să-i învețe niște lecții fundamentale pentru viața lor de credință și pentru ce o să-i aștepte în continuare. Cum puteau ei până la urmă să-l protejeze pe Iisus? Ne putem imagina faptul că ei se încearcă să se interpună acum între Iisus și cei care veniseră să-l aresteze. Cum puteau să-l protejeze? Prin numărul lor? Păi erau evident în inferioritate, nu? Pentru că termenii prin care sunt e descrisă mulțimea asta, tocmai mulțime sau gloată, arată un număr mare. Și atunci, pur și simplu, prin număr, nu puteau să le facă față, că erau în inferioritate. Cu ce să-l protejeze pe Iisus? Cu armele lor? Câte săbi aveau ei la ei? Două. Una o ținea Simon Petru, nu știm cine avea cealaltă sabie. Dar ei aveau două săbi. Pe când oamenii ăștia veniseră, pe lângă faptul că erau gărzi, mulți dintre ei, adică erau soldați profesioniști, veniseră cu, cum spune Domnul Iisus însuși, în versetul 52, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege. Adică ești pregătit să folosești forța și armele ca să arestezi pe acela după care a ieșit. Asta a fost atitudinea lor și echipamentul lor. Și atunci imaginați-vă mulțimea asta venită în armată versus, dacă luăm strict numărul apostolilor 11 și pe Marcu, care evident era și el acolo 12, versus 12 oameni cu două săbi, păi n-aveau nicio șansă. Nu-i așa? În cazul unei confruntări violente, ce credeți că s-ar fi întâmplat? Cât timp ar fi putut să facă față ei mulțimii astea? Teoretic vorbind, mai puțin de un minut. Deci între câteva secunde și un minut maximum. Da? Asta însemnând că la sfârșitul minutului respectiv erau toți morți sau imobilizați. Acum, credeți că ucenicii nu și-au dat seama de lucrul acesta? Că ceea ce voiau ei să facă pentru protecția Domnului însemna moartea lor? Păi Petru însuși, care era în prima linie, după cum ne dăm seama din relatare, îi spusese Domnului mai devreme că, Doamne, sunt gata să merg și în temniță și la moarte pentru tine. Și mai devreme, Toma este cel care a spus, când urcau spre Ierusalim, veniți să mergem și noi să murim împreună cu el. Ei își dădeau seama că este un gest prin care își sacrificau viața pentru Domnul lor. Din dragoste pentru el. Ce sperau să realizeze? Păi maximum din ceea ce puteau ei să realizeze oferindu-și viața lor pentru Domnul era să-i dea câteva secunde timp Domnului să fugă, să se ascundă în noapte. Da? Asta e ceea ce puteau să realizeze, omenește vorbind. Da? Ceea ce vreau să vedem din atitudinea lor este faptul că erau în stare să-și dea viața pentru Domnul lor. Da? Au gândit fără să își dea seama de implicațiile evenimentului. Pur și simplu, dacă Domnul reușea să scape atunci, să fugă în întuneric, să nu-l prindă, putea după aceea să le dejoace planurile. Fie să fugă din Ierusalim în Galileea și să scape de sub influența lor, unde avea mulți ucenici, fie să-i demaște public, mai puțin probabil, la a doua zi în templu, pentru că noroadele îi sorbeau cuvintele și abia așteptau să-l vadă, să-l asculte de dimineața până seara și atunci s-ar fi creat un tumult și tabere în timpul sărbătorii, ceea ce ar fi însemnat venirea romanilor peste ei, dar ar fi obligat la o poziție publică. Oricum, ceea ce voiau ucenicii să facă era să-l scape imediat din mâna gărzilor trimise să-l aresteze. Asta este imaginea din momentul ăsta și asta era dorința lor când au realizat ceea ce le se întâmple. Domnul și învățătorul lor era în pericol și au vrut să facă tot ceea ce puteau ei, chiar dacă asta însemna moartea lor, să îl scape din acest pericol. Scena următoare, Iuda se retrăsese după ce îl sărutase pe Iisus și le-a arătat astfel semnul că într-adevăr el
era cel pe care trebuiau să-l aresteze. Și atunci gărzile acestea înaintează. Dintre cei care înaintează, primul, evident, este slujitorul marelui preot. Da? Înaintează spre Iisus pentru că el este victima încăierării. De aici, ucenicii sunt în jurul Domnului Iisus și încearcă să-l protejeze și îl întreabă, Doamne, să lovim cu sabia. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Dar ei așteptau ordinul Domnului Iisus. Să folosească forța fizică, asta simboliza sabia, să folosească forța pentru a-l apăra pe Iisus, pentru a apăra persoana lui, integritatea lui, cauza lui. Efectiv erau, așteptau ordinul de la conducătorul lor, dar ordinul acesta nu vine. Domnul mai devreme le-a spus ceva ce poate i-a îndemnat să gândească în termenii aceștia. Țineți minte când v-am trimis fără bani, fără traiste, fără merinde, fără... Da? Ați dus lipsă de ceva? Nu. Ei bine, acum cine nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. S-au schimbat termenii și doar de la cuvintele respective, dacă au rămas în minte doar cu ele, fără să înțeleagă dimensiunea lor și acel destul pe care Domnul l-a spus, au putut să gândească în termenii aceștia. Domnul nu dă ordinul, da? Și nu putea să-l dea. De ce? Pentru că dacă l-ar fi dat, ce s-ar fi întâmplat cu ucenicii lui? După un minut, să zicem. Da? Păi erau toți, da, morți sau imobilizați și urmau să fie executați la fel ca așa cum s-a întâmplat cu el. Omenește vorbind, asta ar fi fost sfârșitul ucenicilor lui. Într-un sens mai larg, mai generic, ar fi murit cu sabia în mână apărând cauza lui Hristos. Da? Cum au murit chiar și unul din cei mai cunoscuți reformatori. A murit cu sabia în mână pe câmpul de bătălie încercând să convertească Elveția catolică la protestantism. Asta a fost planul lui Dumnezeu pentru planul lui Iisus pentru adunarea lui? Bineînțeles că nu. Domnul care s-a interpus pe el între ucenici și pericol, tocmai ca să le apere viețile fizice, nu putea să dea ordinul acesta. Este adevărat că majoritatea dintre cei prezenți acolo, din ucenicii lui, au ajuns să moară pentru el, mai târziu. Dar câți au murit cu sabia scoasă din teacă? Lovindu-i pe cei care veneau spre ei. Niciun. Iacov, fratele lui Ioan, a murit de sabie. Da? Dar nu pentru că el scosese sabia întâi. Despre el știm sigur că a murit străpuns de sabie la ordinul lui Irod. Un astfel de ordin ar fi creat un precedent și adunările lui se puteau uita în Noul Testament și se vadă, păi dacă ucenicii, apostolii care sunt temelia adunării au scos sabia să-l apere pe Iisus, noi de ce nu putem să promovăm Evanghelia sau să apărăm cauza Domnului scoțând sabia și făcând uz de forța fizică? Nu putea Domnul să încurajeze sau să dea un astfel de ordin din cauza asta. Pentru că împotriva lui Satan și împotriva forțelor lui, a porților iadului, nu trebuia adunarea să lupte cu armele firii, cu arme carnale. Din contră, soldații Domnului trebuiau să fie echipați cu o altfel de armură și cu altfel de arme, cum vedem mai târziu în epistole. Dar încă ceva. Va veni o vreme pe pământ în care va fi un conflict fizic între Iisus și forțele celui rău. Gloata aceea, mult mai mare decât gărzile templului și ale marelui preot trimise în grădină, când se vor aduna la Armagedon, o mulțime enormă. Și atunci va exista un conflict în care Iisus se va prezenta pe el și sfinții lui vor veni și va exista din nou o confruntare față în față. Care va fi deznodământul?
altul decât cel care a fost aici. Dar timpul respectiv nu sosise. Timpul în care oamenii să-și prefacă săbile în cosoare, nu? Și în coase, nu sosise încă. Domnul Iisus n-a venit să întemeieze regatul mesianic în acel moment. Și tocmai de asta el nu putea să dea acel ordin atunci, sau el însuși să îi spulbere pur și simplu pe cei care veniseră să îl aresteze. N-a sosit încă acel ceas. Dar a sosit un alt ceas. Ceasul în care el să fie dat în mâinile celor fără de lege. Domnul le spune în versetul 53, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. A sosit ceasul acesta. Trebuie să se întâmple, cum le spune ucenicilor mai sus, în Luca 22 cu 37, l-a citit Miha mai devreme, și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Trebuie să se împlinească, să aibă un sfârșit. Când? Acum. A sosit ceasul lor. Timpul lui Dumnezeu este perfect. De fapt, în Ioan 12, în fața norodului, în fața mulțimii, Domnul Iisus spune în mod public, în 12 cu 27, și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și acum a sosit timpul acesta al lui Dumnezeu. Trebuia să rămână acolo, trebuia să fie arestat, trebuia să treacă prin șaradele acelea de procese ale evreilor, da? Și trebuia să fie executat prin intervenția liderilor poporului și a autorităților politice. Da? Trebuia să fie acolo. Și asta a fost un act de ascultare voluntară și de supunere față de Dumnezeu Tatăl. Și el era acolo pentru, din dragoste pentru ai lui. Asta e foarte important, să înțelegem că e un act de dragoste pentru a se iubindu-i, spune Ioan, i-a iubit până la capăt. Și capătul acesta însemna să treacă și pe aici. Prin arestare, prin proces și, bineînțeles, prin punctul culminant, prin executarea lui, prin răstignire. Din dragoste pentru ucenicii lui s-a interpus între ei și pericol. Din dragoste pentru ucenicii lui, nici prin cap nu-i trece Domnului să dea un astfel de ordin ca ei să îl apere și să moară în felul acesta pentru el. Și mai mult decât atât, din arestarea lui, procesul, bătăile, batjocurile și în final moartea lui, trebuiau să se întâmple pentru că erau mijloacele prin care trebuia să fie adusă jertfa pentru ei. Pentru că el a venit să moară ca jertfă, ca adevărata jertfă pentru tot poporul lui. Se putea întâmpla altfel? Când înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu și existența unui plan, unui plan pe care Dumnezeu îl face și l-a făcut, de fapt, înainte de întemeierea lumii și acum toată istoria, de fapt, este desfășurarea planului, spunem, nu se putea întâmpla altfel. Asta e valabil la nivel macro și la nivel așa universal, cosmic, cum a fost jertfa lui Hristos, dar e valabil și în ce privește viața noastră. Se putea întâmpla altfel să nu fi avut traiectoria aceasta a vieții pe care am avut-o? Când ne dăm seama că Dumnezeu este la lucru în viața noastră și lucrează toate lucrurile împreună spre binele nostru, spunem nu se putea întâmpla altfel și altfel. Și exact lucrul acesta trebuie să-l vedem și în episodul acesta la care ne uităm. Acum, haideți să încercăm să gândim într-un alt scenariu. Domnul Iisus a venit să moară pentru ai săi. Da? Pentru poporul lui. Dar chiar trebuia să fie trădat de preoți, să fie trădat de Iuda, să fie respins de popor, să fie omorât de romani? Nu putea să aducă jertfa într-un alt context. Da, să vină și să moară, dar să fie îmbrățișat de popor. Adică versetul ăla din Ioan 1, a venit la ai săi. Nu putea să se încheie altfel? Și ai săi l-au primit?
și Caiafa să îi se plece în față și să-l accepte și să-l onoreze și să nu-l lase să moară. Da? Și Domnul să-i explice lui Caiafa verset cu verset, Isaia 53, de ce trebuie să se întâmple lucrul acesta. Da? Și să se aducă pe sine jertfă, Tatăl să-l aducă pe sine, pe el jertfă, împlinind astfel antitipul din Genesa, când Avram îl aduce jertfă pe, sau vine să-l aducă jertfă pe Isaac. Da? Nu putea să fie altfel? Lucrurile, evident, spunem, nu putea să se întâmple altfel. De ce? Pentru că noi avem acum imaginea mai de ansamblu. Da? Teoretic, da? Ar fi fost simplu. Din nou, Domnul a venit la ei săi, Mesia a venit la ei săi, unsul a venit la ei săi și ei săi l-au primit și l-au îmbrățișat și chiar dacă n-ar fi vrut să-l lase să moară, până la urmă au înțeles scripturile și l-au lăsat să moară și marii preoți și liderii poporului și tot poporul stăteau gură cască în fața mormântului și abia așteptau să învieze. Din nou, e un scenariu de film ce vă prezint acum. Nu putea să se întâmple altfel, dar de ce? Da. Păi nu putea să se întâmple în felul acesta pe care vi l-am descris datorită planului lui Dumnezeu și a faptului că el avea de gând să întemeieze un alt legământ. Deci dacă ne uităm din prisma legămintelor, vedem, nu putea să se întâmple altfel decât așa cum s-a întâmplat. Pentru că Iisus a venit să întemeieze un legământ nou, un legământ mai bun decât cel întemeiat de Domnul cu poporul național Israel la Sinai. Nu putea decât să fie respins de popor. Trebuia să fie dat în mâinile romanilor. Trebuia să fie trădat de aproapele său, de Iuda. Trebuia să fie omorât prin răstignire și nu în alt fel. Dumnezeu a plănuit lucrurile acestea, instrumentele acestea, ca parte din inaugurarea unui nou legământ care să stabilească termenii relației lui cu oamenii și cu o nouă comunitate de legământ pe care Iisus a venit să o adune. Asta este imaginea de ansamblu. Și uitându-ne la Scriptură, acum noi care privim toate evenimentele acestea în trecut, spunem, nu putea să se întâmple altfel. Da. Cei care au trăit pas cu pas evenimentele acestea, pentru ei au fost niște evenimente cumplite, fabuloase, niște evenimente pe care nu și le puteau în mare parte explica. Și atunci înțelegem și atitudinea lor și, Doamne, ce să facem? Să lovim cu sabia? Da. Domnul era acolo, în fața gărzilor numeroase venite să-l aresteze ca pe un tâlhar căutat, da, periculos, și ucenicii lui așteptau ordinul lui și ordinul acesta nu venea și nu putea să vină pentru motivele pe care le-am enumerat, cel puțin pentru astea, că nu cred că le-am atins pe toate. În momentul acesta, toți evangheliștii ne spun că unul dintre ucenici a tras sabia din teac, a întins mâna și l-a lovit pe slujitorul marelui preot, pe, evident, primul care era cel mai aproape, da? Să pună mâna pe Iisus. Bineînțeles că el a țintit capul, dar i-a ajuns doar urechea. Și din cauza nopții și a mișcărilor și evident că s-a eschivat, da? Acesta nu a așteptat ca să îi taie capul. I-a aratat ținta loviturii, dar a făcut pagubă. Sunt multe vase de sânge în ureche și sângerezi abundent atunci când te tai. Spune, i-a tăiat urechea. Nimeni din, niciunul din cei trei evangheliști, din Evangheliile Sinoptice, Matei, Marcu și Luca, nu ne spune cine a fost acela care a tras sabia și a lovit. Singurul care ne spune este Ioan. Și el spune, Simon Petru a făcut asta. Acum sunt mai multe motive pentru care ceilalți nu ne spun cine a fost, deși evident că știau, Marcu știe pentru că era acolo și el scrie Evanghelia după mărturia lui Petru.
Dar mi se pare foarte interesant că Ioan este cel care ne spune Simon Petru a fost acesta. Acum, între noi fie vorba, și dacă nu ne-ar fi spus Ioan că a fost Simon Petru, nu era în capul nostru Petru primul suspect? Dintre toți ucenicii, oare cine ar fi putut să facă lucrul acesta? Da? Dacă nu Petru, nu-i Petru cunoscut pentru entuziasmul lui, pentru verba lui, pentru grapa lui, pentru zelul lui, care câteodată o ia înaintea înțelepciunii? Da? Păi nu-i spusese Domnul mai devreme, da? Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă ca grâu, m-am rugat pentru tine, da? Să nu eșueze credința ta. Și Simon îi spune Domnului, Doamne, sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Păi sunt doar câteva ore de când a spus cuvintele astea și nu e acum momentul să-i arate Domnului că într-adevăr îl iubea atât de mult încât era gata să moară el pentru Domnul cu sabia în mână? Cu câteva ore înainte de evenimentul ăsta n-a refuzat Petru să-i fie spălate picioarele de Domnul Iisus? Cum să nu? Și după aia a sărit în extrema cealaltă, voia să-i toarne ligheanul în cap. E tipic apostolului Petru, e tipic atitudinea asta. Ne gândim și când a făcut mărturisirea aceea din Matei 16, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și imediat după aceea Domnul îi spune, după ce apreciază mărturia lui și spune, nu carnea și sângele, firea ta ți-o descoperi lucrul ăsta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și după aia spune, înapoi a mea Satanul când deschide din nou Petru gura. Da? Și chiar evenimentele acelea, cum să zic, gândiți-vă la momentul în care Iisus merge pe ape. Da? Singurul din corabie, dintre toți ucenicii înfricoșați, oamenii obișnuiți cu marea, nu știu cât o fi fost Matei obișnuit, da? Dar erau pescari profesioniști acolo între ei, singurul care vine ideea de a părăsi corabia și spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine, este Petru. Mai târziu, când apare Domnul înviat pe mal și își dau seama, este Domnul. Petru nu mai stă să ajungă corabia la mal, ci sare direct în apă și înoată să fie primul care ajunge acolo. Toate astea ne descriu așa puțin din temperamentul, din personalitatea lui Petru. În momentul ăsta, Petru găsește că asta este felul în care poate să-și arate loialitatea și dragostea față de Domnul Iisus. Să se pună el între el, între Domnului și pericol. Să facă ceva pentru a-l salva. Gestul lui Petru a fost firesc. Până la urmă și ei, ucenicii, gândiți-vă că Petru avea o sabie, dar majoritatea dintre ei n-avea. Și ei fac la fel, se interpun pe ei, făcând un baraj uman, un zid uman între gărzile acelea înarmate și Domnul care era neînarmat. Simon Petru e cunoscut pentru sinceritatea lui, e cunoscut pentru zelul lui, dar zel de multe ori care îl făcea să greșească și să acționeze firește. Mi se pare fascinant faptul că apostolii sunt prezentați cu plusurile și minusurile lor, ca oameni. Da? Ioan și Iacov, fiii tunetului, nu ni se consemnează doar lucrurile bune, așa cum făceau sursele vremii, da, despre ei. Și asta arată faptul că consemnarea pe care o găsim în Scriptură este veridică și este superioară oricărei alte scrieri din vremea respectivă. Și este o dovadă, indirectă, e adevărat, cu privire la inspirația ei, pentru că Dumnezeu ne oferă aici o analiză completă și reală a omului, așa cum este el. Da. Deci chiar dacă Ioan nu ne-ar fi spus specific că Petru este cel care a lovit cu sabia, cu siguranță că era principalul suspect pentru noi toți. Dar el ne spune clar, Simon Petru a scos sabia și l-a lovit pe robul marelui preot. E interesant termenul folosit pentru acest sclav, pentru că este termenul rob din dragoste.
este rob din dragoste, robul din dragoste al marelui preot. Ce era robul din dragoste? Era acel rob care putea să-și câștige libertatea, dar care preferă, din dragoste, apreciere, loialitate față de stăpânul lui, să rămână în slujba acestuia. Și trebuia să meargă la tocul ușii, să-i se găurească urechea și în felul acesta să fie semn că el slujește din dragoste pe stăpânul lui. Relația dintre acest om și marele preot Caiafa, evident că era una, el era loial marelui preot și marele preot avea încredere în el. De asta a fost primul care a pășit înainte să pună mâna pe Iisus, pentru că cauza marelui preot era cauza pentru care el lupta și era acolo, era și cauza lui. Avem până la urmă aici o confruntare între doi slujitori din dragoste. Petru nu era sclavul din dragostea lui Iisus în sens literal. Dar Petru și-a arătat dragostea pentru învățătorul lui, care apropo era mare preot. Și Malhu, că ăsta era numele lui, tot Ioan ne spune, își arată dragostea și loialitatea față de stăpânul lui. Confruntarea asta dintre cei doi slujitori de încredere arată, anticipează confruntarea dintre cei doi mari preoți care urmează. Marele preot după ordinul aronic și marele preot după ordinul lui Melchisedec. Din nou Ioan vine cu un detaliu foarte interesant. Spune, numele lui era Malhu. Niciunii din ceilalți trei evangheliști nu ne spune nici cine a fost apostolul care a lovit cu sabia, nici numele celui care a fost lovit și căreia i s-a tăiat urechea. Numele lui era Malhu, este ceea ce ne spune Ioan. De ce ne spune Ioan lucrul acesta? Acum, dacă ne uităm în Ioan 18, vedem că Ioan și familia lui, evident, erau cunoscuți de marele preot. Aveau acces în casa marelui preot. Ioan însuși ne spune lucrul ăsta. Pentru că el e singurul care ne zice, nu doar Simon Petru a fost cel care l-a urmat pe Iisus. Uitați ce zice Ioan. Simon Petru, citesc în Ioan 18:15, mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta, evident era vorba despre el, ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și l-a băgat pe Petru înăuntru. Și de acolo a început interogarea aceea, în urma căreia Petru, de fapt, ajunge să se lepede de Iisus. Evident că Ioan era cunoscut de marele preot, era cunoscut de slujitorii marelui preot și îl cunoștea pe acest Malhu. Da? Și îi dă numele. Numele lui era Malhu. Dar întrebarea mea este, cu ce e relevant pentru cititori faptul că Ioan îl cunoștea pe Malhu? Păi nu e relevant. Vedeți? Ioan o cunoștea și pe portăriță, de exemplu, da? pe slujnică. Dar nu-i spune, i-a spus, eu știu, gândiți-vă la un nume evresc din timpul respectiv, da? Să-l lase pe Petru înăuntru. Numele ei este irelevant, dar numele lui Malhu este relevant nu doar pentru că Ioan îl cunoștea, dar pentru că cititorii îl cunoșteau sau se puteau relaționa la el. Pentru că el era cunoscut. Și asta, gândiți-vă la Bartimeu, la orbul Bartimeu. De ce îi se dă numele? La mulți alții nu li se dă numele. Lui se dă numele. De ce? Pentru că era cunoscut. La fel era Zacheu, la fel erau și alții. Când îi se dă nume specific, asta însemna, erau persoane cunoscute. Între cine? Între cititori. Între credincioși. Și asta mi se pare fascinant. De ce Ioan este cel care ne spune numele lui era Malhu? Pentru că, cel mai probabil, după experiența din noaptea aceea, Malhu n-a mai fost la fel. Adică nu știm dacă neapărat atunci. Asta este o presupunere și bazată pur și simplu pe faptul că ni se dă numele. Dar este un șablon aici în Evanghelie și asta vreau să scot în evidență. Da? Malhu s-a întâlnit cu Iisus și cu puterea lui Iisus în doar
câteva secunde sau câteva minute în două feluri extraordinare. Prima dată, cineva întreabă, Iisus întreabă pe cine căutați și cineva spune pe Iisus din Nazaret. Nu știm dacă el a fost cel care a spus asta, da? Dar erau și alții acolo, oficiali, așa că probabil nu servul a spus. Dar la cuvintele alea și Malhu este dintre cei care simt forța cuvântului, puterea cuvântului Iisus și își dă pe spate. Da. Dar spre deosebire de restul, Malhu mai simte ceva, puterea atingerii lui Iisus. Pentru că în momentul în care îi se taie urechea și este plin de sânge și în durere și trece pe lângă moarte, evident, Domnul Iisus rezervă câteva secunde din timpul acela crucial și îl vindecă. Sunt două minuni pe care el le-a făcut acolo. Prima, când prin forța cuvântului, prin puterea cuvântului, îi împinge și le arată că el îi stăpân pe situație și a doua, că acolo a fost o minune, și a doua este vindecarea urechii lui Malhu. Da? Și spune, Ioan spune că s-a atins de urechea lui și l-a vindecat. Da? Faptul că ni se dă numele nu cred că este o coincidență și dacă este valabil șablonul pe care l-am văzut până acum în relatările evangheliștilor, numele se oferă ca o punte, dacă vreți, ca o confirmare a veridicității. Puteți să-l întrebați. Acum când scrie Ioan, evident, cel mai probabil Marhu nu mai era în viață, că Ioan scrie târziu de tot Evanghelia lui. Da? Dar erau oameni care îl cunoșteau. Și imaginați-vă ce ar fi însemnat lucrul ăsta. Să mergi în adunarea din Ierihon și să-l vezi acolo pe Bartimeu și pe Zacheu. Oameni despre care evangheliștii spun și ei pot să confirme, da, așa a fost, asta mi s-a întâmplat, asta a fost întâlnirea mea cu Iisus. Să vii la Ierusalim și fostul mare lui serv al lui Caiafa, omul care a venit să-l aresteze pe Iisus, să fie în adunare. Și spune, eu am fost acela despre care spun evangheliștii că Iisus s-a atins de mine și mi-a vindecat urechea. Mi se pare extraordinar, da? Lucrul acesta. Și cred că ăsta este un motiv mult mai valid să credem că de asta i-a fost trecut numele lui Malhu în Scriptura inspirată, mai degrabă decât că Ioan ne arată că el era familiarizat cu casa marelui preot. Domnul Iisus face două lucruri în acel moment. În primul rând îi oprește pe ucenici de la folosirea forței fizice, spune destul, da? Până aici, lăsați-i până aici. Termenul, îl vedem în versetul 51, termenul este permiteți sau îngăduiți, dar are o conotație că nu-ți place, te indignează ceea ce vezi, da? Dar nu recurge la forță, nu împiedica lucru respectiv. Este termenul folosit mai târziu în Fapte 14 când spune că Dumnezeu a lăsat neamurile să meargă pe calea lor. A găsit plăcere în căile neamurilor? Nu, dar le-a îngăduit, le-a permis să meargă un timp pe calea aceasta. Și asta e ceea ce Domnul spune ucenicilor aici. Da? Îngăduiți, permiteți să se întâmple așa ceva, chiar dacă este neplăcut, chiar dacă este nedrept, chiar dacă vă indignează. Nu treceți la acțiunea pe care vreți să o faceți. De ce? Vreau să vă citesc cuvintele lui Matei. Consemnate de Matei, cuvintele Domnului Iisus, pentru că sunt importante și ne ajută să vedem imaginea de ansamblu. O să citesc Matei 26, de la 52 în jos. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. În primul rând, vedeți, Domnul este cel care dă o lecție aici. Ucenicilor lui Petru, ucenicilor lui de acolo, dar prin ei, da? Și nouă tuturor. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Violența este cea care naște violență și nu asta este felul prin care este apărată cauza lui sau extinsă împărăția. Crezi că tu ești cel care mă aperi pe mine? Sau crezi că cu sabia asta, cu armele astea firești, mă protejezi? Ia uitați ce îi spune lui Petru imediat. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri?
Luca este cel care ne menționează că imediat după ce s-a sfârșit ispitirea, au venit îngeri care să-l întărească, care să-l slujească. Păi era nevoie de 12 legiuni. O legiune, și de ce folosește termenul, evangheliștii folosesc termenul legiune, da? Era forma de organizare, unitatea romană a cotropitorilor. Era formidabil, nu puteai să stai în fața unei legiuni, era cea mai organizată și mai puternică formație de luptă din timpul respectiv. Cei care veniseră la Iisus nu erau legionari romani, erau gărzile templului și bodyguards, dacă vreți, ai marelui preot și ai oficialilor. Nu erau soldați romani profesioniști. Domnul folosește termenul de legiune tocmai ca să arate forța aceea militară împotriva căreia nu poți să faci față. 12 legiuni. Știam la un moment dat câte legiuni erau în Palestina. Cred că erau una sau două, acum nu mă citați exact, de romani. Da? O legiune erau cam 5.000. Putea să crească numărul când erau conflicte, cuprindea trupe auxiliare care transportau armele, bagajele și așa mai departe. Erau soldații care fiecare își cunoștea locul în formație. 12 legiuni de îngeri. Era suficient un singur înger. Mai mult decât atât, nu era nevoie de niciun înger. Nu? Nu era nevoie de niciun înger ca Iisus să se protejeze singur. Și asta a arătat atunci când i-a împins pe toți, cu tot cu arme și făclii și cu numărul lor, da? I-a dat pe spate. N-avea nevoie de nici un bodyguard, cu atât mai puțin de Petru, care să facă gestul acesta. Și Domnul întreabă mai departe, dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Pentru ceasul ăsta am venit. Despre ceasul acesta a vorbit Dumnezeu prin gura prorocilor să-i învechime și asta trebuie să se împlinească. Lucrurile spuse privitoare la mine trebuie să se împlinească, spune el în Luca 22, mai devreme. În Ioan 18:11, cuvintele Domnului sunt redate în felul acesta. Trebuie să beau paharul ce mi l-a dat Tatăl. Trebuie să trec prin fiecare etapă pe care Tatăl a rânduit-o pentru mine și asta pentru binele vostru, pentru răscumpărarea voastră și pentru glorificarea Tatălui. Asta arată determinarea Domnului Iisus de a merge până la capăt. Asta este un lucru pe care îl face imediat după gestul lui Petru și al doilea lucru este vindecarea lui Malhu. Dacă vindecarea lui Malhu și experiența lui din noaptea respectivă a dus la mântuirea lui, slavă Domnului. Dar ceea ce este dincolo de... este atât de trist dincolo de imaginea asta este faptul că toți cei de acolo, mulțimea, au văzut gestul. Da? Au văzut gestul. Și nu i-au împiedicat să pună mâna pe Iisus și să-L aresteze ca pe un tâlhar. Și din nou asta arată urâțenia naturii umane și împietrirea omului când vine vorba despre lucrurile lui Dumnezeu. Și faptul că Satan este cel care... Oamenii erau la discreția lui ca să-i facă voia, cum spune Petru, cum spune Pavel mai târziu. Asta este scena pe care o avem înaintea ochilor. Am avut-o înaintea ochilor astăzi. Domnul care refuză să facă uz de violență, nu este timpul pentru așa ceva, nu este calea aleasă de el. În confruntarea cu Satan nu este vorba de număr, da? Câți putem să aducem unii împotriva altora. Da? Domnul nu ia smute pe unii împotriva altora folosind arme fizice. Și în al doilea rând, calea, da? Determinarea lui, aș vrea să o vedem, de a împlini voia lui Dumnezeu. Ceea ce a fost scris trebuie să se întâmple întocmai și nu există o altă cale. Pentru că ceea ce a fost scris reprezintă planul lui Dumnezeu și este cea mai bună soluție, că ne place sau nu ne place. Ca aplicație și în viețile noastre, ne place sau nu ne place, ceea ce a fost hotărât de Dumnezeu pentru noi este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Da? De aceea și cuvintele Domnului, lăsați-i sau îngăduiți sau permiteți. Domnul să ne ajute să avem aceeași determinare și încredere deplină în El și în planul Lui. Amin.